mesaj de forcalxat, anuncând privind ca a două ministere cheie sublinierea a serviciilor. Consiliul Suprem de Apărare a BRI a constatat, în subliniere din ca de marci, ce Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție sublinierei PAS sublinierei Serviciul de Telecomunicații Speciale sublinierei au des subliniere urat activitatea în raport cu misiunile sublinierei cu obiectivele instituționale asumate, pe fondul multiplelor evenimente interne sublinierei internaționale care au marcat anul 2017, informează administrația prezidențială. Potrivit unui comunicat de presă, SAT a analizat sublinierea, a aprobat sublinierea activitatea de subliniere urat de Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic în 2017 sublinierea prioritățile pentru 2018, conform Ager Press. Astfel, s-a remarcat ce activitatea acestui organism a fost organizat, planificat sublinierei de subliniere urat în conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Cibernetică a României, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 271 pe 2013. În cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică a analizat tematici de interes în domeniul securității cibernetice a României. Pentru anul 2018, acest Consiliu Operativ are în vedere priorități precum asigurarea cooperării interinstituționale în cadrul Sistemului Național de Securitate Cibernetic, promovarea sublinierei consolidarea măsurilor întreprinse de C3 instituțiile cu atribuții în domeniul sublinierei intensificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii internaționali, se arată în comunicatul citat. Membrii XAT au analizat sublinierea i-a aprobat marci sublinierea activitatea de subliniere urat în 2017 de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetic, CERTRO, precum sublinierea planul de activitate pentru 2018. Pe parcursul anului trecut, activitatea CERTRO s-a desubliniere urat pe coordonatele dezvoltării capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice, stimulării parteneriatului public-privat sublinierei cooperării la nivel național sublinierei internațional, precum sublinierei actualizării cadrului de reglementare în domeniu, se precizează în comunicat. Prioritățile CERTRO pentru anul 2018 vizează, potrivit administrației prezidențiale, atât dezvoltarea capabilităților tehnice sublinierei umane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, cât sublinierei adoptarea cadrului instituțional la noile cerințe impuse prin transpunerea în legislația națională, până în luna mai a acestui an, a Directivei Europene NIS, privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a rețelelor sublinierei a sistemelor informatice în Uniune. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se află pe circuitul interministerial de avizare. În finalul sublinierei din cei,
membrii Consiliului au analizat, sublinierea i-a aprobat raportul XAT privind activitatea de subliniere urat în anul 2017. Conform Constituției, sublinierea legii numărul 415/2002 privind organizarea sublinierei funcționarea XAT, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apreciării sublinierei securității naționale. Totodată, a emis hotărâri conținând măsuri cu caracter obligatoriu pentru autoritățile administrației publice, sublinierei pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, fără să stabilească acestor instituții sublinierei autorități atribuții suplimentare fac de cele prevăzute în actele normative în baza cărora li se asigură organizarea sublinierei funcționarea, arată sursa citată. Activitatea Consiliului a fost adaptată în funcție de realitățile sublinierei prioritățile anului 2017, de nevoile sublinierei complexitatea intereselor naționale sublinierei internaționale de securitate sublinierei de urgențele impuse de specificul fiecărei instituții sublinierei a fost orientat spre realizarea obiectivului constituțional al XAT de organizare sublinierei coordonare unitară a activităților privind securitatea națională, se menționează în comunicat. De asemenea, raportul Consiliului Suprem de Apărare a BRI a cuprins un capitol referitor la evaluarea anuală privind implementarea Strategiei Naționale de Apărare a BRI pentru perioada 2015-2019. În anul 2018, instituțiile cu atribuții pe această linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor sublinierei direcțiilor stabilite prin strategie, în concordanță cu provocările mediului regional sublinierei internațional de securitate, precum sublinierei cu persistența unor vulnerabilități și sublinierei riscuri interne, subliniază comunicatul citat. Potrivit prevederilor legii numărul 415/2002 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a BRI, raportul va fi trimis spre aprobare Parlamentului.